Bun găsit la Oameni și Povești! Are la activ aproape 100 de cure de citostatice și două serii de radioterapie după ce la 40 de ani a fost diagnosticată cu cancer în sânge în ultimul grad. Însă lupta cu boala a început imediat ce a venit pe lume. După naștere în spital, a contactat TBC și a stat un an în comă. Medicii nu-i dădeau nicio șansă, dar a supraviețuit. Cu trecerea anilor, adultă fiind, a intrat în moarte clinică, dar și-a revenit și de această dată. La 40 de ani a început lupta cu cancerul, o luptă extrem de grea pe care a dus-o doar cu gândul la fiica ei, care a motivat-o să meargă mai departe. A fost diagnosticată cu limfom, limfodem grav, ciroză hepatică cu virus C, vertij mixt, hernie ale coloanei vertebrale cu pareze, trombocitopenie severă, hipertensiune arterială, tuberculoză și aritmii. Românca greu încercată de mai multe cancere este președintele și fondatorul Asociației Oncopacienților Phoenix și se implică mult pentru ajutorarea pacienților oncologici. Aflăm chiar acum cine vine la Oameni și Povești. Cea mai nefastă combinație, limfomul cu virusul C, m-am umflat brusc, nu mai puteam vorbi, scoteam niște sunete ciudate care a speriat pe toată lumea. Și ulterior am făcut și o hemoragie puternică, n-am dormit ani de zile, am avut lacrimi ani de zile, continuu. Nu mai treceau leșinurile și voma sa. Și îmi făceam zilnic antivomitive și așa mai departe, că altfel mă sufocam pur și simplu. Deși auzeam în jurul meu, mai ales când deveneam aproape un semi-inconștiență, auzeam că nu mai am nicio șansă, comentând și ceilalți pacienți sau aparținătorii, eu totuși continuam să lupt, îmi spuneam că mami se spusese că sunt curajoasă. Pozitivitatea m-a ajutat în acționarea tratamentului. În toate bolile, nu doar oncologice, că mă întorc la aceea, este că până la urmă cât de greu ne este, rezultatul să fie acela bun. Adică la bilanț să fie bun. Să nu mai existe boala, chiar dacă ne-am chinuit foarte mult. Invitata mea de astăzi la Oameni și Povești este Ioana Cristea. Bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit, mulțumesc de invitație, sunt onorată. Vă mulțumesc și eu că mi-acordați acest interviu. Aveți 66 de ani și pot să spun că toată viața dumneavoastră a fost încercată de diferite boli. Provocarea dumneavoastră cea mai mare a fost din punct de vedere al sănătății. Încă de la naștere ați avut probleme grave de sănătate, medicii au fost rezervați imediat după nașterea dumneavoastră, pentru că în spital ați contactat TBC. Ce s-a întâmplat atunci? Mama fiind foarte rău, probabil dintr-o neglijență, cum mi s-a spus, m-a alăptat o doamnă cu tuberculoză și eu am contactat această boală și în primul an chiar am fost în comă cu tratamente și nu s-a mai putut face nimic. Lângă București, unde m-am născut, la dispensar, asistentul proceda într-un mod diferit de a încerca să ne salveze pe noi consătenii și s-a gândit și la mine să aplice, odată cu medicația de care era conștient, și altceva. Era secretos, nu știam niciodată și întotdeauna punea pe picioare, l-am urmărit de-a lungul copilăriei, pe fiecare punea pe picioare, tocmai adăugând probabil ceva naturist, dar era întotdeauna secret. Și a reușit după câteva zile să mă scoată din acea comă. Am urmat niște regimuri de multe
fructe, struguri în principal, că eram copil de un an și jumătate. Și a început lupta, ceea ce a fost de lungă durată, aproape 10 ani, poate chiar și mai bine, timp în care luam medicamente zilnic, făceam penicilină săptămânal, vaccinuri, la controle, monitorizarea era aproximativ la o lună, ceea ce însemna că nu prea aveam copilărie, nici la școală. Clasa a treia am făcut un preventoriu, așa se numea atunci, la Bușteni, doar că îmi plăcea să învăț și încercam cumva să recuperez. Clasa a patra, a cincea, asta s-a întâmplat și bucuroasă că am învins cumva, că mi se spunea că am fost curajoasă și chiar mi-aduc aminte momentul în care li s-a spus părinților că sunt foarte bine. Ce tratament v-au dat până în clasa a cincea? Ce făceați regulat? Principalul rămas de zilnic, de trei ori, era hidrazida. Și ce spuneau părinții legat de starea noastră de sănătate? Cum se raportau la dumneavoastră? Da, din păcate n-am avut nici copilărie, pentru că nu aveam voie să transpir și atunci nu prea mă lăsau aproape nici să plec de acasă. Sau la joacă, dacă mai încercau să mă lase puțin, mă controlau, pentru că n-aveam voie să transpir. Și n-a fost prea ușor. Anii au trecut, a spus că în clasa a cincea deja ați trecut cu bine de aceste probleme de sănătate. Erați bună la școală, vă plăcea să învățați, erați atrasă de matematică. Mai târziu, adultă fiind, ați făcut ASEUL, l-ați terminat cu brio, felicitări. Mulțumesc. Deși provocările în viață au urmat și nu au fost unele deloc ușoare din punct de vedere al sănătății. Dumneavoastră ați terminat liceul, v-ați căsătorit și au venit alte provocări din punct de vedere al sănătății. Acestea s-au agravat, dacă pot spune. După nașterea fiicei, sarcina fiind grea și nașterea de asemenea, problemele acuzate ușor în copilărie, privind coloana, moștenire genetică, a recidivat, practic, probabil. Pe vremea aceea era greu să știm chiar atât de bine totul cum știm acum. Dar la naștere s-au întâmplat multe, fiind atât de grea, și chiar ne s-a atras atenția că puteam să și paralizez și că ar fi indicat să nu mai dau naștere altui copil. După care chiar ceva de genul s-a întâmplat, pentru că din ce în ce crizele de coloană erau mai dese, parezele mai dese, am fost imobilizată aproape tot așa vreo 10 ani. Vom vorbi despre problemele de sănătate privind coloană, însă acum, dacă ați menționat de nașterea fiicei dumneavoastră, în 1980 s-a născut fiica dumneavoastră, iar 2 ani mai târziu ați intrat în moarte clinică. Ați avut o stare foarte gravă. Ce s-a întâmplat? Da, cauzele au fost necunoscute. Într-adevăr, moartea clinică a fost declarată medical pentru că tensiunea era 4. Și ce simptome ați avut înainte să ajungeți la spital? Am avut o hemoragie, totul a fost ok, au vrut să intervină, a trebuit să-mi fac o anestezie și s-a considerat că, de fapt, anestezia a dus la acea moarte clinică. Eu am mai trecut printr-un episod înainte de 90, în urma unei intervenții somatologice, am făcut edem de glotă și am stat vreo 50 de ore în salvări, după care vreo 2 luni în spital, o minune tot așa că s-a întâmplat să găsesc profesorul potrivit care să intervine cu tot ce trebuia, pentru că până la dânsul totul era pe porțiuni, fiecare încerca doar să-mi salveze, eu mă umflam de la talie în sus precum un hipopotam, atunci prin 88-89, dacă nu mă înșel. Și acum în 80... Și atunci s-a diagnosticat foarte clar, pentru că analizele au fost amănunțite 2 luni în spital, că a fost edem de glotă și probabil că am rămas sensibilă și așa. Cel mai bine a fost că mi-au scos toate intervențiile stomatologice de atunci,
Chiar de atunci pot spune că mi-am pierdut și dantura, pentru că a fost spartă, eu fiind malformată, nu se putea acționa. Și mi-am pierdut și dantura, dar s-a înțeles clar că eu sunt foarte alergică. Ceea ce s-a întâmplat și în 82, pentru că a rămas necunoscut, totul a fost ok, a vrut să mă opereze, tot așa încercând să rezolve cauza acestei stări, gândindu-se că are legătură cu hemoragia. În final s-a dovedit că n-a fost așa. Hemoragia s-a oprit, totul a fost ok. Eu mi-am revenit destul de greu, în vreo 12 ore, până la tensiunea 6, când s-a putut comunica cu mine dacă să facem operația sau nu. Vreau să îmi spuneți ce vă aduceți aminte atunci când medicii au intervenit, da, în perioada respectivă. Mi-aduc aminte, într-adevăr, foarte puțin. Starea de rău era atât de greu de suportat și am auzit în jur pe toată lumea disperată de teama pierderii vieții. Și atât mi-aduc aminte, pentru că mi-am pierdut cunoștința, bineînțeles. După multe ore mi-am revenit și în jurul meu era altă imagine. Toți medicii veniseră de acasă, era 1 mai, erau liberi și totuși foarte mult și chirurgul, toți echipă, în jurul meu, pur și simplu i-am văzut deodată când am deschis ochii. Au reușit să vă stabilizeze și totul, da, a fost, da, am făcut bine. Transfuzie de sânge atunci. Probabil că pierduse mult sânge. Așa? Dar cauzele, repet, au rămas necunoscute de ce am făcut acest episod, după care s-a constatat și tensiunea atât de scăzută de 4, abia până dimineața a revenit după transfuzia de sânge, a crescut la 6. Așa cum ați menționat la începutul emisiunii, ați avut probleme cu coloana, moștenite genetic. Acestea s-au agravat după nașterea fiicei dumneavoastră, după 80, și acestea s-au agravat cu timpul. Ați început să faceți recuperare, mâna și piciorul au fost paralizate, da? Ce s-a întâmplat atunci? M-am chinuit foarte mult cu această coloană, am paralizat pe mână, pe picior, am stat mai mult pe scândură, nu mă puteam ridica. Practic și în spital, când ajungeam, medicii mă puneau în poziții diferite față de normal, tocmai să nu se rupă coloana, pentru că erau toate atât de contractate și herniera destul de mare, și chiar pot să spun că până în zilele de azi acestea au rămas. Nu m-am operat, deși se puse, nu chiar atunci se punea problema, pentru că în acut nu prea trebuie altceva făcut. În acut trebuie un repaus total în poziții diferite, după care ușor, ușor se începe ușor de masaj, ușor de gimnastică, după aceea mai mult fizioterapia, care atunci era permisă, după problemele oncologice nu a mai fost permisă, dar am continuat cu încercările de mișcări pe care le-am învățat atunci, făcând foarte multe. Era necesar acest lucru pentru că eram foarte grav, o șchiopătam, mâna era apropiată de gât, la una din internări a fost foarte greu revenirea mâinii, pentru că paralizia era până în vârful degetelor și acesta a fost norocul meu de verificare și mi s-a spus că se rezolvă, dar a fost destul de mult de muncă, chin, imobilizare, până în 92, când atunci am reușit, tot înainte de 90, până prin 92, am reușit să fac foarte multă gimnastică și aceea m-a ajutat cel mai mult, pot spune, cu toate că am făcut și infiltrări în acei 10 ani. Am făcut, cred că, 20 de internări și așa mai departe. Deci, mișcarea și iar mișcarea a contat foarte mult. În 1988, tatăl dumneavoastră s-a stins din viață, diagnosticat cu cancer la stomac. A fost o moarte bruscă, a suferit foarte mult după pierderea tatălui.
Doi ani mai târziu, în timpul acestor recuperări la coloana vertebrală, medicul cu care lucrați a observat ceva, o pată. De așa a fost. Și atunci, venind atenționarea de la un cadru medical, sigur că am luat toate măsurile posibile. Începând cu prezentarea la medic imediată, pentru că pata era destul de măricică. Am încercat și eu acasă să o văd, era foarte greu de văzut, pentru că avea poziția aceea deasupra umărului și nu se vedea nici din față, nici din spate, practic. Deci, cumva, boala era de destul timp, dacă acea pată era atât de mare. Problema a fost cu această pată și m-a indus și pe mine puțin în eroare și m-a determinat să mai amân. Eu, având copilul foarte mic, avea 12 ani atunci, 92, dispărea totuși, adică nu era atât de pronunțată. Și m-am gândit că va dispărea, că poate a fost doar atât și gata. Iarăși, dacă apărea, evoluția fiind foarte lentă, iarăși, eu încercam să merg la medic, adevărat, doar că analizele mi erau perfecte. Eram atipic, totul era bine și m-au trimis chiar și la psihiatrie, crezând că eu doar îmi imaginez. Și așa au trecut ani, dar nu am stat degeaba. La medic mergeam des, știam că de psihiatrie nu e cazul, încercam și naturiste, unde am avut înțelegere să nu plătesc, pentru că nu aveam încredere în orice persoană care spunea că vai tratamentul ăsta naturist, dar toate au fost fără rezultate. Și chiar singurul ați... care a fost cu rezultat a fost, la un moment dat s-a încercat pentru că petele se generalizaseră și un alt medic homeopat, că m-am dus și la homeopatie, am mers și la spital, am mers și la naturist, eu încercând să fac totul, mai ales că experiența cu tatăl îmi era destul de clar că ceva mi se întâmplă, pentru că începusem să răcesc din ce în ce mai des, leșinurile erau din ce în ce mai dese, fără motiv. Pur și simplu la o oboseală. Oboseala devenise permanentă, eram destul de tânăr, la 30 de ani, 30 și ceva de ani, dar doar la homeopatie am avut un rezultat, acela că mi-au dispărut toate petele. Toate petele, numai că la încetarea tratamentului au apărut în forță pe aceleași locuri, în aceleași forme, formațiuni, roșcate, vineții, un pic inflamată pielea. Și atunci am încercat să fac și alte analize. La recomandarea altui medic, se gândeau, pentru că, apropo de răceli, la un moment dat, ganglionii care apar în mod normal la răceală, ca supape, da? Nu au mai dispărut. Și s-a gândit un medic să încerc să fac și niște analize de toxoplasmoză, că poate asta este. Pe de alta, medicul care îmi dăduse tratamentul homeopatic, s-a gândit că dacă a recidivat, nu e în regulă. Sub nicio formă nu e în regulă. Nu trebuia ca petele alea să reapară. Înseamnă că nu sunt dermatologic, este altceva și poate grav. Dar pentru că analizele din nou erau foarte bune, că făceam tot timpul, făceam analizele care se făceau în anii aceia, că anii au trecut. Din 92, când pata, deja cum spuneam, nu era mică, deci eu aveam acea boală de ceva timp. Și mi-a recomandat acest medic de la homeopatie să fac o analiză care se putea atunci la un centru de excelență. Era într-adevăr foarte costisitoare, dar se gândea că este singura modalitate prin care ne putem da seama ce se întâmplă de fapt. Și am reușit, bineînțeles, cum eu iau totul în serios și mă conformez și așa mai departe, am făcut totul.
Chiar dacă a fost foarte costisitoare, într-adevăr, adică nu știu câte salarii, adică mult, dar cu sprijinul cadrelor medicale a fost o coplată, o combinație, având în vedere că se vedea cât sunt de rău și leșinam și așa mai departe, și am reușit să fac asta și a fost foarte, foarte proastă această analiză ca rezultat. Și medicul homeopat, bineînțeles că la dânsul trebuia să mă întorc, mi-a spus: doamna Cristea, sunteți foarte rău, nu rău, foarte rău, mergeți la Fundeni. Eu când am auzit de Fundeni, bineînțeles că mi era cunoscut ce înseamnă toată boala de cancer și atunci a văzut că mi-e greu și s-a gândit să mai recomande și o alternativă și mi-a spus: sau mergeți la Institutul de Sânge de pe Felix și acolo s-ar putea să vă mai elucideze puțin și vedeți, ori vă internați, ori reveniți la mine când doriți, cum considerați, dar homeopatic nu are rost să mai continuăm pentru că nu este are efect decât altceva și să vedeți ce este. Dar așa am fost la institut, mi-am făcut într-adevăr acolo, totul era contra cost, nu s-a putut, dar am găsit înțelegere și am reușit și eu că eram și foarte calculată cumva. Și într-adevăr au ieșit alte analize foarte proaste și atunci a zis că trebuie să vă duceți la Fundeni. Am fost la Fundeni prin 97, dacă nu mă înșel, dar din păcate medicii de acolo și 98, parcă am repetat, nu au reușit să-mi facă nimic. Practic, cum intram, așa ieșeam. Din diverse motive pentru care nu vreau să le menționez, pentru că nu vreau să arunc o umbră, dar a fost trist că eu leșinam chiar și în timpul internărilor și ieșeam la fel fără o biopsie, fără nimic, pentru că în 97, prima dată pentru biopsie m-am dus, da, pe pata aceea și celelalte, dar în primul rând aceea. Și s-a mai repetat, cum spuneam, iarăși o internare, tot așa, fără nimic, practic, să mai vin a treia oară, le-am spus că eu aici nu mai vin. Și într-adevăr nu am mai ajuns, de aceea am încercat la alte spitale, care până la urmă, primul a fost Colentina, asta pentru că m-am gândit la ce-mi recomandase acel medic naturist, care era și medic la bază, să încerc niște analize de toxoplasmoză. Și am zis să merg la Colentina și pentru astea. Și într-adevăr acolo s-au făcut aceste analize, și aveam și toxoplasmoză. Am pierdut și pentru asta aproape un an de zile. S-a făcut tratamente, au dispărut petele, dar după ce s-a terminat tratamentul, au apărut și acestea în forță. Și atunci cei de la Colentina, foarte deschiși și foarte apropiați de pacienți, ceea ce nu era puțin lucru la vremea aceea, eu încă îmi păsam tinerețea în ciuda anilor care treceau, m-au tot trimis, m-au transferat de la o secție la alta și la dermatologie, bineînțeles, pentru că să se vadă ce sunt petele. Acolo foarte amănunțit totul și s-a hotărât în final să se facă biopsii. Și s-au scos două pete, una pe umăr și una la sub, cumva pe spate și cei de la interne unde eram propriu zis internată și mă trimiteau în diverse secții, s-au gândit să scoată și un ganglion care nu dispărea, nu mai dispăruse. Și toate trei au arătat limfom malin non-Hodgkinian cu celulă B și cu măduva afectată. Am aflat ulterior și de măduvă. Deocamdată diagnosticul atât a fost mai scurtuț. Acesta. 5 ani de zile ați întârziat începerea unui tratament pentru exact. Că nu s-a găsit un diagnostic, pentru, nu s-a pus diagnosticul la timp pentru problemele noastre de sănătate. Asta a agravat și mai mult problema. Bineînțeles. După 5 ani ați început tratamentul la biopsiilor
Și s-a și început tratamentul. Primele ședințe de chimioterapie la Colentina. Vă aduceți aminte cum a reacționat corpul dumneavoastră la prima ședință de chimioterapie? Da, știam că la prima ședință poate să fie foarte rău, dar la mine a fost mult mai rău decât s-ar fi așteptat cadrele medicale, adică m-am umflat brusc, am fost cu stările de cură pe care le are majoritatea, dar pe lângă acestea, faptul că m-am umflat, faptul că nu mai puteam vorbi, scoteam niște sunete ciudate care a speriat pe toată lumea. Și ulterior am făcut și o hemoragie puternică. Asta, pe lângă cei din spital, a afectat și din familie. Fiica, ea fiind minoră, a fost afectată și nimeni nu s-a așteptat să fiu chiar atât de rău, astfel încât ea să nu mă vadă o zi, două. După care am știut ce am să fac, am stat de vorbă și am explicat, mai bine vii cu colegele de liceu și ulterior, a fost și la facultate, da? Și veniți vesele, că sunteți un grup și mă bucurați și pe mine, decât să vii în starea în care eu îmi pierd cunoștința, sunt rău, cum sunt și celelalte, dar eu pe deasupra am și asta, cu pierderea cunoștinței mai des, și atunci e mai bine. E pierdere de timp, tu ești afectată și psihic și atunci de ce să nu încercăm binele? Eu încercăm să fiu pozitivă oricând. Medicii au reușit să vă stabilizeze după prima ședință de chimioterapie și ați continuat aceste ședințe și după 3 luni de tratament au dorit să vă facă niște analize mai amănunțite. Atunci s-a constatat o problemă. Un fel de bilanț la 3 luni. Exact, da. Și au descoperit altceva. Da, așa s-a mai mult pentru că nu părea că răspund la tratament. Probabil că de aceea au vrut să-mi facă inclusiv CT-ul. Era primul CT pe care îl făceam și la CT s-a descoperit că într-adevăr boala recidiva și mi-a afectase sau era al doilea cancer, al cancer la stomac. În urma acestui rezultat s-a hotărât o endoscopie ca să se vadă concret ce e acolo cu cameră. Așa, într-adevăr, erau doar pereții, deci era incipient la stomac. Numai că informația n-a ajuns în timp util ca să mi se ia și material din peretele stomacal, astfel încât să se facă biopsie, pentru că asta se cam dorea. Dar asta a fost. Eu nu se produsese starea de rău de după endoscopie și nu mai puteam suporta medical încă o dată. Și a rămas așa. Norocul a fost că a fost un noroc, dacă pot spune în situația aceea de noroc, că odată cu tratamentul pentru limfom s-a rezolvat și acest început de cancer la stomac. Pentru că la alte CT-uri el nu a mai apărut. Fiind foarte clar la acel CT, ba chiar la alți medici la care am ajuns în alți ani, chiar s-au întrebat de ce n-ați făcut biopsie la stomac. Și le-am explicat că s-a încercat această biopsie, s-a făcut endoscopia cu cameră să se vadă acolo, dar informația a ajuns prea târziu că trebuia și material luat de acolo pentru biopsie. Câte ședințe de chimioterapie ați făcut la Spitalul Colentina? 6. Și după aceste ședințe, ce s-a întâmplat? După aceste ședințe, la o lună, când se cheamă la primul control de monitorizare, că sigur trebuia, mie mai mi-a păruseră încă alți ganglioni, mă umflase și mai rău, deși se vedea că nu prea am răspuns la tratament, pentru că era un edem pe care numai eu îl credeam. Medicii mai puțin credeau că sunt mai plinuță. Și acest edem era mai mult în zona gâtului.
Și la a patra biopsie, că de aceea mi-au scos, această biopsie a fost foarte grea față de celelalte, pentru că a fost în proximitatea primei biopsii de la pată și n-au putut să scoată ganglionul. Mi-aduc aminte că m-au pus și cu capul în jos și dacă la celălalt ganglion a durat 5 minute, am fost conștientă, i-am auzit cântând pe medici, la aceasta a fost atât de rău că nu putea practic să scoată ganglionul. Doar așa au reușit, punându-mă cu capul în jos, probabil că sângele a circulat altfel și limfa și așa mai departe și a putut să tragă practic și a durat cam o oră. Dar a fost la fel limfom și ceea ce a fost surprinzător că și cusătura a fost foarte rea, tăietura a fost mult mai mare față de laterocervical pe dreapta prima, aceasta fiind pe stânga. Nu mi-a dispărut anestezia de la operația aceea. Foarte mult timp, cred că mai mult de o lună. Și atunci... Ce înseamnă că nu v-a dispărut anestezia? Ce simțeați? Adică nu simțeam partea stângă, zona nu simțeam respectivă. Zona aceea. Mm-hmm. Doar zona aceea, umăr, gât și ureche. Am înțeles. Și după ce a fost scos după ce a ieșit și această biopsie în aproape o lună, că atunci dura biopsiile, bine și acum durează, dar atunci și mai mult, și s-a văzut că e recidivă în forță, în anul acela, mi-aduc aminte, era 99 și se înființase la Casa de Sănătate un alt fel de fond pentru sănătate. Adică dacă până atunci tot ce se colecta ca taxe intrau direct în bugetul sănătății, în anul acela, prin legislația pe care nu mai mi-aduc aminte, mai ales că eram și foarte rău, și informații puține la vremea aceea, ca orice, și medical și orice, trebuia ca banii colectați să intre întâi în bugetul de stat, după care din PIB, ca și acum, să se nu se mai returna, de fapt, se dădea cotă parte, cât se considera. Și din cauza asta, unele spitale, cum și Colentina, nu mai beneficiau de orice fel de buget, pentru că intrau în alte programe, altceva. Și atunci medicii mi-au zis că e bine să merg la un spital oncologic. Și asta am și făcut tot în toamna acelui an. S-a întâmplat iarăși o greutate a sufletului meu, că mi-am pierdut și măicuța dragă, dânsa fiind de 2 ani imobilizată în urma unui AVC. Și imediat cum a trebuit să aștept un timp, da, pentru că, mă rog, în mormântare am reușit doar să o văd, trebuia, abia am fost dusă să o văd, pentru că eram anesteziată, practic, întrucât era atât de greu să-ți pierzi și măicuța dragă și atât de suferind eu cu stările și cu toate, știind că trebuie să mă duc la oncologie și că recidiva e în forță, am ajuns până la finalul anului la spitalul militar. Acolo am găsit într-un fel înțelegere, dar era foarte târziu. Medicul de acolo a fost foarte amabil, domnul doctor Ciochinaru Mihai, era hematolog, oncolog și s-a mirat de diagnosticul incomplet pus și necăjit pe de alta că este foarte târziu, că am pierdut timpul, că ce poate să mai facă, nu se mai poate face nimic, plus că în spitalul militar pe vremea aceea se intra foarte greu, circuitul era închis, trebuia să fie cadru militar, ori eu nefiind, domnul doctor mi-a spus că nu se mai poate face nimic, nu sunt nici cadru militar, ca atare să mă duc acasă. Numai că nu l-a lăsat inima să mă lase chiar așa și a zis, zice, totuși vă dau
o trimitere, pentru că în timp ce îmi explica de ce nu e complet diagnosticul ca să se clarifice o schemă chiar potrivită, i-am spus, zic, da, eu să merg să cer aprofundarea, zice, nu, trebuia cadrele medicale, cum să bate dumneavoastră la vreo ușă? Se nu se poate după, ceva. După biopsie, atunci, trebuia rezultatul histopatologic. Da, pe vremea aceea nu era noțiunea asta. Înțeles, nu prea știu cum se numea, dar am reținut atunci, în termeni populari, cât eram eu de afectată și după atâtea leșinuri și stări, că ele au continuat toate cele. Și atunci am spus, zice, am să vă dau eu o trimitere la Institutul Victor Babeș și să vă aprofundați aceasta ca să știm tot diagnosticul. Da, asta am făcut foarte greu, într-adevăr, a durat mai mult de o lună și între timp mi-am rezolvat și problema de cadru militar prin medicul de familie la care puteam să mă înscriu și așa am și făcut. Ca atare am putut să mă întorc, dar am avut, iarăși zic eu, că o șansă, dacă pot să o numesc, pentru că medicul care m-a preluat de la spitalul militar era, după ce trecuse și dânsul învinsese un linfom malin non-Hodgkinian cu celulă B, exact ca al meu. Și la tinerețea mea, care încă părea că este, deși anii trecuseră mulți, a încercat să se implice, adică și fizic, pur și simplu, și știind că am fost atenționată că e foarte târziu și că nu mai e nimic de făcut, a mers cu mine din nou la spital militar și am stat împreună, am discutat și, într-adevăr, așa fără șanse, cu un diagnostic complet, ne-am gândit să începem imediat după sărbători. Intrasem și în 2000, deja venise anul 2000, în forță și bătălia adevărată, cam aici am dus-o, pentru că mi-a spus de la început, va trebui să vă dau doza maximă, pentru că este afectată și măduva osoasă. Și întotdeauna am avut curele foarte grele, pentru că, indiferent că se calculează la greutate și înălțime, dar există niște limite. Și a spus că va fi greu de suportat, dar va trebui ca să reușim, altfel nici măcar atât. Ce reacții aveți? Deci ați început din nou chimioterapie la spitalul militar de data aceasta. Da, am avut aproape suza de cure de citostatice pe care am continuat-o până prin 2004-2005. Tot felul de stări. Nu au fost doar acelea pe care le au fiecare, să nu le spunem acum, că se știu, da, cele cunoscute. Dar erau și pierderi de cunoștință, erau, mai ales că am avut tot așa un episod în care s-a presupus că tot alergia a fost în așa fel încât eu mi-am pierdut cunoștința mult timp, adică dacă alte dăți erau un fel de lipotimie și poate reușeam să mă țin de un scaun și să mă așez. De data aceasta a fost în urma unei cure, trebuia să plec acasă, era destul de rău, oricum eu nu prea mă mai ridicam de pe scaun sau de pe targă, pentru că nu mai aveam putere. Și când m-am ridicat puțin, mi-aduc aminte doar atât că încerca să mă mute în taxiu, din cărucior și am spus că îmi pierd cunoștința și chiar în fracțiunea 2 s-a și întâmplat. Am aflat luna viitoare prin ce am trecut, a fost foarte rău, am fost ajutat, au venit toți și fizic s-au interpus să mă ducă mai repede, nu cu căruciorul, nu. Așa, alții au venit cu toate aparatele, toată ziua aceea am fost. Și, într-un fel, din nou, viteza și priceperea și harul acestui domn doctor, care îi datorez, din punct de vedere medical, totul. Și au rămas cu mine până târziu, când eu am deschis ochii. Iar și-a fost un episod mai altfel. Dar, în rest, am avut, n-am dormit ani de zile.
Am avut lacrimi ani de zile, continuu. Nu mai treceau leșinurile și vuma sau mai știu. Eram cu perfuzii și cu cateterul de la cură la cură și îmi făceam zilnic antivomitive și așa mai departe, că altfel mă sufocam pur și simplu. Și nu vă puteați hrăni? Tot așa a fost. Nu, nici vorbă de hrănit, nici vorbă. Deja mi-a administrat o felul de substanțe ajutătoare, vitamine și tot ce trebuie, săruri. Cine v-a fost aproape în perioada aceasta foarte grea? Practic, dumneavoastră făceați ședințele de chimioterapie, mergeați acasă, da. Fica dumneavoastră era la școală, nu știu, atunci era în perioadă, era studentă, era studentă și dumneavoastră, trecând printr-un divorț, practic rămâneați singură acasă, cine venea să vă monitorizeze? Da. Da, e o amintire foarte plăcută și vreau să le mulțumesc dacă vreunul din ei mă va vedea asta, pentru că a fost foarte emoționant că veneau colegii de facultate ai fiicei, pentru că se duceau, când aveau cursuri, se duceau pe rând să nu lipsească, pentru că toți erau conștiincioși și iubitori de carte, dar când veneau, treceau pur și simplu pe la mine, nu se încuia ușa niciodată, tocmai pentru a se putea intra și ieși. Și aceasta e emoționant pentru mine, că acei studenți care erau și vecini fuseseră cândva copiii pe care eu i-am iubit mult și cărora le făceam dulciu și îi chemam de la joacă pe toți și se bucurau. Împreună cu fica, ea crescând singură, găseau la mine acel cămin minunat și întotdeauna veneau și înainte de orice întâlnire. Acolo era punctul de întâlnire, de fapt și de drept. Și pe urmă plecau, nu știu unde, aveau la o petrecere, la un coleg, la un film sau și așa mai departe. Și atunci, sigur că era emoționant că în stările acelea în care eu abia ridicam ochii, pot să spun, atât de rău eram și nu puteam să deschid nici sticla de apă și veneau să-mi verifice dacă este sticla desfăcută, dacă am paiul, dacă pot să beau, dacă mă ajută puțin să beau și așa mai departe. Și ei stăteau cu rândul la capul veneau, dumneavoastră? Veneau, da, nu stăteau, fiecare aveau destul de... Dar veneau mereu. Mereu, veneau da, mereu și vă monitorizau. Că, da. Da. Până în 2004 ați făcut aceste ședințe de chimioterapie, aproape 100 de ședințe. Ce v-a ținut în viață? Medicii la început nu v-au dat prea mari șanse. Ce v-au spus ulterior despre starea dumneavoastră? Cum ați rezistat? Pozitivitatea mea a venit și din faptul că mai mi se spusese că sunt curajoasă, dar singura care m-a ajutat din familie, că de fapt nu prea mai aveam familie atât timp cât părinții decedaseră de foarte mult, era sora care m-a ajutat. Acasă trebuie să amintesc și un preot cu har, mi-ajuta mai mult fica să vadă cu lecții dacă are ce să mănânce, adică parcă mai mult decât un preot obișnuit, și echipa de la spital care însemna foarte mult. Și revin și spun că mă gândeam că fica a contat pentru mine în luptă, știind că nu am cui să o las, pentru că sora m-a ajutat mai puțin, mai mult fizic, mai... ori fica avea nevoie aproape de o familie, dacă nu măcar de un părinte. Și atunci chiar am spus un nu morții, aproape glăsuind, deși știam că n-am nicio șansă, pentru că mi se schimba des, mi se schimbau, având în vedere că recidivele poate erau și de pe zi pe alta. Și era clar, iarăși monitorizăm, facem CT, facem tot felul de investigații, că nu răspunde și tot așa s-a schimbat, s-a încercat și radioterapie în două serii, ba chiar s-a încercat și aleator în afara acestor două serii, pentru că am avut și în ochi și în urechi și
pe față și se încerca punctual. Radioterapii. Aceste formațiuni de recidivele, cum spuneam, erau zilnic, zilnic, dacă dispărea, să zicem, după citostatice, da, apărea în altă parte. Tot felul de formațiuni, în toate felurile, mărimile și culorile. În tot acest... Culorile roșcate sau mai puțin colorate. Nu mai erau petele cum a fost prima. Prima a fost total diferită, aceea de pe umăr. În tot acest proces, în lupta cu boala, v-ați implicat în susținerea pacienților oncologici și asta v-a dat din nou o motivare. Practic, din 2004 ați început să lucrați. Nu, chiar dinainte, pentru că, deși auzeam în jurul meu, mai ales când deveneam aproape un semi-inconștient, auzeam că nu mai am nicio șansă, comentând și ceilalți pacienți sau aparținătorii, eu totuși continuam să lupt, îmi spuneam că mami se spusese că sunt curajoasă și în copilărie, cum am amintit, spunând nu morții, pentru că nu am pus să las fica, lasă-mi era gândul, într-adevăr asta mă mai răpunea psihic, că nu are cu cine să rămână. Dar, în schimb, când mai reveneam și nu trebuia să revin fizic, că fizic eram ca o legumă, nu mai puteam, dar în jurul meu încurajam, trebuie să vii și la cura următoare, chiar dacă îmi spuneau sau la telefon, numai că mi-a fost rău, eu nu vreau, nu mă mai chin. De ce? Trebuie până la capăt, trebuie. Și atunci mi-au văzut cei din echipă, medicul acesta, că sunt pozitivă și la un moment dat chiar mi-a zis că pozitivitatea m-a ajutat în acționarea tratamentului. Chiar a și spus că dacă vin pe acolo la monitorizare pot să intru și în secții să mai spun cum am învins, că după atâta timp, adică din 92, deja eram în 2004-2005. Practic, în 2004, dumneavoastră, ați avut o perioadă în care ați spus am învins, a fost foarte bine, analizele au ieșit bine, însă tot în perioada respectivă ați făcut și niște tratamente pentru anii respectivi revoluționare, tratamente revoluționare. Despre ce este vorba? Așa este. După aproape 100 de cure de citostatice, șansele erau la fel de... nu existau, de fapt, șanse. Și atunci, tot așa cu ajutorul medicilor, echipei, vitezei, priceperii, și le mulțumesc încă o dată tuturor, și în special domnului doctor Ciochinaru Mihai, care mi-a fost medic curant și căruia, cum am mai spus și anterior, îi datorez multe, poate chiar totul, pe partea medicală. Practic, nu mai puteam fi ținută nici în viață. Făcusem toate citostaticele posibile. Erau cumul de citostatice, deci nu mai aveam voie să încerc alte scheme. Și dânsul a reușit cumva, pentru început, să mă ajute cu începerea unui tratament acest revoluționar anticorp monoclonali. Bineînțeles că a trebuit să fac niște analize de compatibilitate, au fost ok, a fost bine pentru că atunci am știut că am învins, deși era doar o încercare pentru că încă nu era în România, dânsul a reușit cumva să mă sprijine. Dar binele a fost că după prima cură, eu m-am desumflat total. După atâția și atâția ani, practic de prin anii 90, de când eu începusem să am aceste edeme, pur și simplu, mai ales în zona cervicală, ele n-au mai dispărut. Și s-a crezut că sunt plinuță chiar. Și atunci a fost o revelație ca eu, după o zi de cura respectivă din acel tratament revoluționar, dimineața când m-am prezentat la cabinetul medical al secției, nu am fost recunoscută. Mai mult după voce. Atât de mult m-am desumflat brusc și atunci am știut. Numai că
tratamentul încă nu exista. Și a trebuit să încercăm să fim atenți că se aștepta că va intra și în România. Și nici în străinătate nu era. Era foarte costisitor, de mii de euro, multe mii de euro, 5-9 mii de euro, de dolari era pe vremea aceea, numai o fiolă. Și mie îmi trebuiau multe. Și am urmărit, am reușit să depun dosare de urgență și acestea la casă, bineînțeles, un dosar destul de stufos cu de toate necesare. Și tot așa, pentru că nu mai puteam fi ținută în viață, s-a mai făcut încă un dosar în care s-a scris mare urgență, s-a mers cu el personal, pentru că eu nu mai puteam fi deplasabil atunci și astfel am obținut aprobarea și aici a fost iarăși meritul acestui medic care, având această aprobare, a reușit cumva prin congrese și ce a putut la vremea aceea să îmi asigure cât de cât să-l încep mai repede, pentru că prea târziu era degeaba până la urmă. Dar și asta s-a întâmplat, am făcut 7 cure, am fost bine. În ce a constat acest tratament? Practic ce v-a administrat? Tot la fel de în perfuzie, doar că stările de rău nu mai erau, nu se comparau cu cele de citostatice. Erau practic niște anticorpi de la animale. Da. Era un tratament revoluționar? Da, la acea vreme așa era. În Statele Unite și în Anglia, eu îl urmărisem cu medicul. Începuse să apară informații, să fie netul. Și sigur că puțin câte puțin știam și eu. Și abia intra în România, ceea ce a fost minunat, pentru că am reușit, am învins. Ați beneficiat de 7 fiole. 7 fiole a trebuit, s-a făcut monitorizare, bilanț. Și s-a văzut că totul e ok, sau reveneam lunar, după care am intrat în 2005, da, imediat, așa, lunar, încă tot anul, numai că prin vară-toamnă a mai apărut ceva neobișnuit, cu totul neobișnuit, respectiv inghinal coapsă, o formațiune fără culoare, fără nimic, destul de solidă, care se mărea foarte tare, era destul de dură. Bineînțeles că medicul a acționat în secunda 2, dacă putea și în secunda 1, s-a gândit să opereze, că probabil că mai e un cancer, s-au gândit, pentru că părea cu totul și cu totul altceva acolo. Am reușit să fac operația destul de repede, la condițiile pe care le aveam, întrucât nu mă mai gândeam la internări, eram total nepregătită, începusem să învăț să merg după atâta izolare și imobilizare la atâtea cure. Și am reușit, cred că în 2 săptămâni, și se dublase efectiv de la RMN-ul, care a spus niște dimensiuni, la biopsie era aproape dublat. Și culmea a fost că nu era al cancer, nu era tumoră solidă, a fost tot limfom malinul hodginian cu celulă B. Ce l-ați rugat pe doctor, pe chirurg, înainte de a vă opera? Da, eu știind că am făcut toate curele posibile și radioterapiile cu mul, ca să mai fac și unul, deci făcusem tot la radioterapie, referindu-mă, făcusem de la talie în sus și de la talie inclusiv inghinal. Și atunci nu mai rămânea, pentru că nu se mai putea face pe locurile acelea, nu rămânea decât să fac și pe picior, de la inghinal, piciorul stâng, în jos. Și l-am rugat să ia și mușchi, numai să fie fără nicio rămășiță de vreo celulă care, cum știm, că prin sânge se poate duce foarte repede, și am preferat
cât de mult să ia mușchi, numai să nu mai fac altfel de tratamente, pentru că nu mai pot face nicio cură, că făcusem orice cure, aveam cumul, nu mai aveam voie. Și ca să mai fac încă o dată radioterapie, era destul de greu să fac și pe picior. Și bineînțeles că așa a procedat, a fost totul bine, n-a fost nevoie nici de cure, nu știu ce aș fi făcut, probabil că doar anticorpi aceia monoclonal mai aveam voie să-i fac. Altceva nu aș fi avut voie, pentru că făcusem maxim. Și nici radioterapia. M-au monitorizat tot anul 2006 lunar. A fost foarte bine și undeva la un an, la sfârșitul anului 2006 către 2007, am fost chemată la 3 luni. Numai că la începutul anului 2007, când am fost chemată la 3 luni, i-am dat și vestea medicului că mi se depistase și virusul C. Și hepatita C. Hepatita C. Și atunci a fost foarte afectat medicul, cum am mai spus. Așa, și a empatizat, practic, ceea ce era raritate pe vremea aceea, așa ceva. Tot timpul a empatizat. Și atunci când mi-a văzut analizele, a făcut și ei încă o dată, era a treia oară, pentru că eu obișnuiesc second opinion, deși atunci nu era noțiunea de second opinion. Dar a doua opinia unui alt medic. Adică în cazul ăsta, încă o dată analize. Uh-huh. Asta semna și alt medic sau, mă rog. Dar și mi-a făcut și ei, că, deși văzuseră că două spun același lucru. Da, și era cea mai nefastă combinație. Limfomul cu virusul C se consideră un fel de surori, frați, și nu știe care pe care până la urmă ar face. Și așa ați continuat să luptați cu... Da, bineînțeles, a început o altă luptă. Aici chiar a intervenit și psihicul meu, care de atunci cât de lăudat am fost și chiar simțeam că pot și cu toată încrederea încurajam oricine, pe orice pacient, oricare ar fi fost, atunci chiar am zis că nici nu învățasem să merg bine, că operația la sfârșit de 2005 mă imobilizase și ea, fiind în zona piciorului. Și mi-era foarte greu, știind că interferonul este foarte greu de suportat, ceea ce așa a și fost, pentru că se fac 48 de cure de interferon, eu am făcut doar 9, am făcut pancitopenie, practic mi-au scurs toate valorile, trombocite, limfocite, hematii, tot. Abia am fost salvată. Slăbisem 20 de kilograme în perioada aia, ceea ce iar era rău și cred eu, nu vreau să arunc o umbră, dar a contat faptul că a slăbit atât de mult, trebuia schimba și gramajul din spusele altor medici. Trebuia... Că nu mai aveam aceeași greutate, nu mai aveam. Și trebuia pus dozat mai puțin. Ceva. Da, și ca atare m-au trimis la alt medic... După ce am trecut și pancitopenia, care tot așa a fost destul de grav că s-a ajuns la așa ceva, trebuia să fiu monitorizată. Ori aici nu aveau protocol de monitorizare în asemenea secție. Nu se compara cu ce era la hemato-oncologie. Probabil că așa era protocolul. Dar medicul de familie, văzându-mi greutatea și înălțimea și monitorizându-mă, că fiind cadru militar se ocupau de noi, chiar dacă erau medici de familie, adică dânsii veneau și acasă să-mi aducă trimiteri sau la spital să-mi aducă ceva, un act medical, se implicau, știau ce se întâmplă cu mine. Și au zis să schimb medicul internist gastro-infecțio, cum era numit, așa, pentru că totuși nu e în regulă să rămână gramajul acela. Și, da, și asta s-a întâmplat. Am schimbat medicul, am fost preluată, m-am întors la Colentina, unde aveam încredere, pentru că toți
toți de acolo, mă întorc în urmă cu 15, aproape 15 ani, 17, 12, 12, 15, nici nu mai știu cât, în care au făcut totul cei de la, adică toate secțiile, au făcut până la capăt tot ce se putea. Și până la urmă au pus un diagnostic, da? Și bineînțeles că m-am întors bine la Matei Balș, pe vremea aceea erau împreună, nu erau ca acum despărțiți, erau trei spitale într-unul considerat atunci. Da, și după... am început, da, nu s-a mai făcut, a zis, nu mai aveam voie să fac interferon. Era clar că nu am voie să mai fac interferon, dar m-au monitorizat cu atenție, cu foarte multă atenție, mă chemau și făceam tot felul de investigații destul de des, chiar dacă nu se mai putea face interferonul. Și a însemnat mult pentru mine și acest chin, pentru că apăruse fibroza, ciroza și oboseala și răul, s-a agravat și tiroida, cei de acolo, de la Colente, la Matei Balș, la fel, au empatizat, s-au ocupat și au încercat să îmi cuprindă tot corpul, ce mi se întâmplă, m-au trimis la... și la azi medici, așa s-a constatat că am făcut o hipotiroidie în urma interferonului, așa, și am fost cu multe diagnostice puse de ei, inclusiv de anevrism, inclusiv că mă trimiteau să fac și CT-ul și interesau și CT-ul, deși că se temeau și ei să nu recidiveze limfomul. La fel medicul oncolog la care mergeam și până acum merg din când în când, măcar pentru încă o opinie și tot merg. Am reușit pentru că era, deja se știa la fel revoluționar, interferonul free. Uh-huh. Da, dar îl obțineam foarte greu, s-au mai agravat, sau au intervenit aritmii, asta în urma pancitopeniei. S-au creat interferonul primul, din 2008 l-am făcut. Mi-a cauzat foarte mult, am făcut foarte mult atunci și dacă după toată lupta cu citostaticele și asta, părea că totul e bine, că se spălase organismul și de cortizon și mai multe, la interferon am avut nu numai pancitopenia, am fost cu pareze, nu puteam să merg decât în genunchi, eram foarte rău cu multe, inima se auzea pur și simplu de zgomot ciudat, auzeau și cei din jurul meu, nu numai că se mișca și scaunul sau patul, sau, adică urât, foarte multe s-au întâmplat după acel interferon. Bine că nu mi s-a continuat, oricum nu mai puteam după pancitopenie, da? Dar aceștia de la Colentina au avut în vedere ce mi se întâmplase mie atunci și mi-au tot pus aceste diagnostice. Manevrism, imediat a apărut la un CT în 2010, dacă nu mai știu, sau 2012. Deja a apărut acest anevrism, care pare că ar fi, după spusele unor medici, că ar fi de la radioterapie, eu făcând atât de multă și pe vremea aceea cobalto, de care nici nu se mai știe acum. Da. Acum sunt țintite, este altceva, deci este foarte bine și chiar mă bucur că medicina a avansat enorm în acești, din 92 până acum sunt 32 de ani, da? Când atunci nu erau nici posibilități de alte analize decât acele uzuale de care spuneam că erau bune și așa mai departe. Și acum mi-au făcut atâtea și s-au pus diagnostice, hipotiroidism, aritmii, că în loc de 90 aveam vreo 6.000. Mult timp m-am chinuit cu ele și am rămas și cu carențe. Nici acum inima și bătăile nu mai sunt regulate, dar, mă rog, au scăzut trombocitele, am făcut biopsie și din nou la măduva osoasă, bine că mie mi se făceau pe lângă acele monitorizări, mi se făceau inclusiv puncții de măduvă osoasă și se duceau la biopsie. Deci eu biopsie făceam foarte des.
Nu au rămas doar acele tăieturi de care am spus. Plus că între timp acele pete tot mai apăreau. Și am foarte multe operații, toate biopsiate de pete, dar niciuna n-a spus nimic că ar mai fi limfom. Chiar ultima mi-aduc aminte că era foarte urâtă și s-a tăiat mai mult din ea și a rămas ceva care nici măcar diagnostic de dermatologic n-a putut fi pus. Și tot așa, toate cele, a apărut și vertijul, puțin câte puțin. M-am chinuit și cu el vreo 8 ani, cred, până când, pentru că având atât de multe, salvarea e debusolată, niciodată nu mai face nimic, nici nu mai chem. Primul gând este să trec pe la oncologie, ori eu cu medicii oncologi țin legătura hemato și așa mai departe. Am învins tot la 10 ani, apropo de 10 la acesta care mă urmărește. Deci am făcut interferonul clasic în 2008 și în 2018, pe proprie răspundere, pentru că îmi scăzuseră trombocitele sub normalul acceptului de tratament interferon free. Și în 2018, la început, am făcut aceste 3 luni de interferon free. Toate au recidivat, a fost foarte rău, dar nu de analize, era monitorizată, era urmărită, totul ok, la 10 ani, 2008-2018. Da, și... În 2022 ați fost operată din nou. Care a fost cauza de data aceasta? Cum spuneam că am făcut multe operații, foarte multe, mai ales pentru pete. Da, dar aceasta era altceva. De mult timp nici nu am noțiunea anilor, cu scuzele de rigoare că poate am mai avut emoții sau i-am mai încurcat, pentru că nu pot să ții minte chiar atât de bine și de mult. A apărut pe locul unde am avut prima biopsie, respectiv pe omoplatul stâng, mi-a apărut ceva în relief. O umflătură. Nu, părea mai degrabă un os mic, 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 un punct de os cât un vârf de ac. Eu, știind că acolo a fost prima biopsie și prima pată, sigur că m-am îngrijorat și am luat atitudine, în primul rând la oncologie, da? Pentru că mă monitorizau tot timpul. Am încercat să rezolv acea problemă, dar pentru că nu aveam trombocite, nu se încerca nimic. Practic, făceam CT-uri, cum făceam și pentru tot organismul, făceam și la ortopedie, că era altceva acolo, altfel de CT. Și se mărea, într-adevăr, dar nu prea mult. De la an la an au trecut și aici ani. Problema a fost că au început și toată partea stângă cu probleme. Se mărea, într-adevăr, lent, dar simțeam un disconfort total pe partea stângă. Toată partea, mână, picior, chiar mi-aduc aminte în 2015, dacă nu mă înșel, am fost înțepată de un păianjen, locuiesc la curte și într-o neglijență, cu toate că mă înfășuram foarte bine de soare, așa, era foarte cald și m-a înțepat și nu mi-a trecut înțepătura aceea și m-am umflat. Și nu mi-a trecut nici acum punctul acela. Și de atunci eu am început să mă umflu și la picior, dar foarte puțin. Cel mai rău a fost la recidivele de după interferonul free, de care am amintit, că atunci totul a fost foarte rău. Mi-a recidivat și s-a agravat vertijul, durerile erau foarte mari pe partea stângă, mâna nu prea o mai simțeam, simțeam și o legătură mai acută între umăr și gât, creștea și acea formațiune, osul, ce părea că era o piele normală, curată, doar că punctul acela devenea, dintr-un punct s-a făcut o gămălie, după aceea un bob de ceva, dar cam ascuțit.
Am făcut, cum spuneam, anual făceam CT, doar că nu se putea interveni în continuare, că trombocitopenia aceasta severă era în continuare. Nu reveneam pur și simplu cu trombocitele, deși făcusem biopsie și pentru ele, ca nu cumva scăderea lor drastică să fie cauza unui alt cancer, că până la urmă tot era cu cancer. Eu provin și dintr-o familie cu foarte mulți pacienți cu cancer și de mult, într-adevăr, au pierdut lupta cu viața, dar de mult, acum medicina a avansat, totul este să fie prevenție, spus în ghilimele, așa, ca pacient. Da, și în sfârșit am insistat pe aceasta, pentru că din ce în ce mi-era mai greu, am început să nu mai pot ține în mână, după interferonul free, piciorul mi se negrise, se triplase, cum spuneam că mi-a recidivat, deci inclusiv de la acea umflătură din 2005 simpluță de la Păianjen, practic edemul era până în talie. Și toți medicii se gândeau că trebuie să fie o obstrucție undeva. Operația inghinală, care era tot pe stânga, era mai jos de talie, ori mie remeneurile, CT-urile, am făcut până și un PET-CT la un moment dat. Așa arătau că e un edem până în talie și atunci nu se justifica o eventuală obstrucție la operația de care a fost reușită aceea, chiar dacă a fost foarte mare, foarte mare spre genunchi. Ea a fost reușită de atunci. Da, și până la urmă, la un remene mai aprofundat pe umăr, că se mărise foarte tare și mă chinuia partea stângă, s-a constatat că aș avea un obiect străin acolo. M-au întrebat ce s-a întâmplat, nu s-a întâmplat nimic. Eu fac toate astea pentru că e pe locul unde a fost prima biopsie și am avut prima pată, a fost limfom, clar, malign, în ultimă fază și așa mai departe. Și aici este și această formațiune, dacă pot să o numesc așa. Da, dar nu avem ce face, că trombocitele sunt mult prea mici, nu avem cum să tăiem. Nu, și eu știam lucrul ăsta, că același lucru se întâmplă și cu dantura. Și asta e o poveste din 89, de la edemul Kinche. Așa, în timpul tratamentului, apropo de efecte secundare, se cam pierde dantura. Practic se ia cu mâna măseaua. Atunci se poate ajunge și la așa ceva. Dar nu e de speriat. Important, cel mai mult și în orice, în toate bolile, nu doar oncologice, că mă întorc la aceea, este că până la urmă cât de greu ne este rezultatul să fie acela bun. Adică la bilanț să fie bun, să nu mai existe boala, chiar dacă ne-am chinuit foarte mult. Dar și atunci, revenind la aceasta, nu aveam niciun tratament, că nu se putea face, dar aveam încrederea că au trecut iarăși anii, că treceau cu greu, dar creșteau și trombocitele. Da, și mă apropiam și eu de 100 de trombocite, 100 de mii, de fapt, că cel mai puțin trebuie să fie 150, dar cât de cât eram cumva chemată la control pe faptul că ne apropiem de 100 și așa. Bine, sistemul medical de stat m-a cam amânat și de teama trombocitelor, dar și de teama că a fost coronavirusul care a mai bulversat mult în problemele pe care am încercat și o să le rezolv mai ușor și m-am mai chinuit după aceea, că a fost mai complicat. Și atunci eu deja ajungând la un moment dat că nu mai puteam să țin în mână nimic și îmi scădeau practic, știam că tot pe mâna stângă avusesem cu mulți zeci de ani în urmă pareza, una din pareze, știind că ceva nu e în regulă, am insistat să mă duc la privat. Am zis că vreau să tăiem și tăiem și că am ajuns la 100 de trombocite și așa. Și acolo am găsit înțelegere și medic și venea Paștele. E iarăși interesant pentru mine cel puțin. Venea Paștele și a spus, zice, înainte de Paște am niște locuri libere, că ați venit acum, da, vă operez, deși nu mi se pare cine știe ce, crescuse acolo, se vedea cam 5 cm
formațiunea ridicase pielea și tot pe acolo, dar era totul curat, nu era edem, nu era nimic acolo. Dar bineînțeles că acel obiect străin, văzându-l fiecare medic, sigur că se gândeau să acționăm. Și mi-a spus că după Paște intru în concediu, o lună, două. Deci dacă, cum alegeți acum? Și eu am spus, zic, că eu mâine vin să mă operez, dacă puteți. Și s-a uitat pe grafic acolo până în Paște, că știam că are libere, dar atât de hotărâtă eram și mâine. Și a zis, bun, haide, poi mâine venim și vă pregătim. Facem și noi baterie de analize, mai facem investigații, un CT, ca să ne ghidăm când operăm. Da, și ăla s-a ieșit, într-adevăr, mărit de vreo 15 milimetri, că în medicină, în milimetri, este tot cu scuze de rigoare. Da, și, mă rog, la intervenția chirurgicală a trebuit să se mai anestezie, să se mai facă o dată anestezie, pentru că i-am și auzit că s-a trezit, n-am putut să scoatem. O mai anesteziem o dată, dar n-a contat chinul acesta, nici nu am simțit prea mult chin, ba chiar au reușit să scoată și imediat, după ce mi-am revenit din anestezia aceea care mă chinuia, eu fiind alergică și suportând și mai greu față de normalitate, dar era bine, nu am avut vreun puseu. Bine, făcusem o premedicație, că eram sub monitorizare de la alergie. Da, și atunci și-am simțit un bine fantastic al mâinii, imediat. Cum, nu știu, la 48 de ore, e adevărat că am avut niște problemuțe medicale create de, probabil, tot cadre medicale, ceva a fost o întâmplare, așa. Dar imediat cum a trecut tot puseul ăsta mai greu de prim time, am ridicat mâna, am ridicat piciorul, tot, adică parcă toți nervii existau în partea stângă a corpului. Da, și la biopsie formațiunea a fost de 25 de milimetri, nu de 15, cum 13 de fapt se presupunea că ar fi. Dar, din fericire, s-a făcut, da, biopsia cea aprofundată și tot. Și s-a constatat că nu se topise un fir cu 30 de ani în urmă. De la prima biopsie. Pentru că acele fire fuseseră foarte bine făcute de cei de la Dermato, cum am lăudat și laud și acest spital. Dar ele trebuiau să se topească. Numai că unul nu s-a topit. Ghinion. Și asta a făcut. El a făcut un bănuț de calciu acolo, după care s-a mărit și s-a infiltrat printre oase, că la umăr nu există așa grăsim sau mai știu eu ce. De-aia a fost și scos foarte greu și a fost 25 pe 18 și pe 20, parcă, ceva nedefinit. Cum sunteți în prezent cu sănătatea? Cu sănătatea în prezent și bine și rău. În bine nu prea mai avem cum să fim noi. Dar mă monitorizez tot timpul, nu numai oncologic, ci și la altele, cum spuneam, că prevenția e foarte importantă. Rău pentru că poate și pandemia și neputința sau stările mele de neputință au dus la încetinirea unor rezolvări de complicații, cum a fost și această operație, cât de târziu am făcut-o. Altele sunt de problema de vertij, la fel. Abia de curând, de câțiva ani, a pătruns în România acea realitate virtuală, care în sfârșit m-a scos pe mine din toată starea, pentru că el era mixt, nu doar, aici fac o paranteză la vertij, din câte am înțeles și eu, în principal se controlează otolitele din ureche, acelea care mențin greutatea, și dacă ele nu mai sunt într-o ureche, sigur că cealaltă trage într-o parte și de aici avom pierderea cunoștinței și tot ce mi se întâmpla.
acelea s-au constatat imediat și s-a putut interveni mecanic, cum acum deja mulți medici am văzut că fac prin răsucirea capului și forțarea lui de culcare bruscă pe partea care nu mai are aceste otolite, otoliți, mă rog, că am înțeles că ambele variante sunt ok, și aducerea lor în ureche. Și asta a fost un prim bine. L-a urmat ani de zile de gimnastici mai complicate, cu ochii pe pernă, cu ochii închiși în dinamică, de-astea ciudate de echilibru și de ochi, mai ales că toți senzorii de aceea se duceau greșit, pentru că în ureche nu mai erau otolite, iarăși o altă boală de care care mă chinuie este acea neuropatie periferică care îmi creează niște amorțeli și pot cădea dacă nu mă țin. Așa, și acelea s-au constatat, la fel și la cervical, tot așa, și acolo niște nervi afectați, și atunci totul se ducea diferit și eram foarte rău. Și iarăși am corectat și asta. Operația, am încercat să rezolv și dantura de care v-am povestit, ceea ce a însemnat și intervenții la Facultatea de Stomatologie cu internare, scoaterea tuturor rădăcinilor din rămase, ca să pot, pentru că și aici am fost amânată zeci de ani. Din cauza trombocitelor. Și am reușit până acum, nu neapărat din trombocite, am fost amânată în primii ani din cauza anesteziei și ce mi s-a făcut, pentru că m-am dus imediat după edemul de glotă, dar mi s-au scos și mi se rezolvau fără anestezie, pe viu. Și mi-au scos, mă țineau patru medici, mi-aduc aminte. Și, da, doar că a venit intervenit imediat oncologic. În 90, atunci când m-am dus, eu deja eram obosită, deja mai leșinam ușor când și când, chiar dacă am văzut pata în 92 sau mai știu eu ce. Mi-aduc aminte că exact în 90, după decesul tatălui, cum mi-am revenit puțin, că și eu a fost cam măricel, așa, am încercat să rezolv. Doar că dacă a intervenit în 92 preocuparea cu această pată și eu cum leșinam, nu mai aveam puterea să mai rezist pe viu, că trebuia să știu că mă duc pe viu. Și acasă mă țineau 24 de ore cu plăcuțe de argint în gură, pentru că antibioticul îmi crea și la alergie, se dovedise și aici. Și nu aveam voie antibiotic și atunci plăcuțele de argint mi sustrăgeau și nu mă lăsau infectat. Și acum, abia acum reușesc să-mi rezolv, pentru că am mai fost amânată numai oncologic, după aia n-am avut voie să fac, pentru că erau citostaticele, după aia n-aveam voie să nimic, nici măcar nimic stomatologii, nici după, până nu s-a curățit organismul de cortizon și așa mai departe, după care trombocitele nu permiteau nimic. Și am ajuns că abia anul trecut să-mi scut și eu toate, să am și de la alergolog, și de la hematolog-oncolog, dar și de la cardiolog, pentru că am trei probleme. Am carotidele înfundate, am anevrismul din spatele inimii, am aritmia, am tensiunea oscilantă și așa mai departe. Le-am restabilit pe fiecare, la fiecare în parte, nu mai intru la mănuntă, că ar fi iarăși de spus un roman. La fiecare cu amănunt m-am dus, am tratament, sunt stabilizat la astea și am reușit deja să pun și două implanturi. Bine că unul tot cu probleme, în afara celor normale. Practic am avut o hemoragie urâtă, dar aceea n-a fost de la implant, ci a fost pentru că am simțit chiar și la ușoară anestezie când s-a pus. Acolo am avut accesul toți anii ăștia, zeci de ani de când m-am chinuit, am avut acel acces, nu acces, de fapt, eu așa îl percepeam și așa a fost diagnosticat. Tot, el era un acces vizibil, care îmi făcea febră 37 cu puțin, mă umflam foarte des,
din cauza lui și mă coloram, dar la scoaterea rădăcinilor a fost un mare chist care genera tot răul acolo și crea abcese. Și acolo am mai avut os, ca să nu mi se facă adiție, și mi s-a pus și un implant. Și acolo a fost problema, deci nici atunci nu s-a lăsat cu hemoragie. Da, a fost. Anul ăsta o să pun, voi pune și celelalte și îmi fac și dantura și mai am, cred că, mai am așa, puține și... Foarte multe, multe provocări. Ați mers înainte cu toate aceste boli și nu v-ați lăsat, ba încă în 2013 ați înființat propria noastră organizație, este vorba despre Phoenix, care vine în sprijinul pacienților oncologici. Cum ajutați acești pacienți? Da. Înființând asociația aceasta, care am gândit-o să pot să o dezvolt și să fac pentru pacienți direct ce trebuie, ce au ei nevoie din perspectiva unui pacient, dar cumva am făcut și înainte acest lucru, inconștient, chiar și în timpul tratamentelor oncologice, motiv pentru care mi-aduc aminte că mi s-a spus că sunt pozitivă, că încurajez și ulterior am amintit că la monitorizări medicul vă dădea exemplu. Mă dădea exemplu sau îmi spunea să mai intru prin saloane și așa mai departe. M-a trimis la o conferință și de atunci am gândit, am avut informații cum ar fi cu, și cu un ONG prin care putem să ajutăm. M-am implicat tot ca fondator chiar de atunci, doar că nu prea am reușit. De ce? Pentru că spuneam că a intervenit recidiva care m-a imobilizat iarăși un timp, după care, asta în 2005, la sfârșit, 2006, după care a intervenit virusul C cu interferonul de care am povestit, ceea ce iarăși m-a umbrit, dar am continuat cumva și m-am implicat ca fondator și încercând cumva așa să fac cel puțin la nivelul de telefon și de mers în spital și să explic, uite că se poate, trebuie să nu renunțați la tratamente, oricât ar fi de grele, acum am mai avansat medicina, vă puteți monitoriza, tratamentele sunt mai ușoare. Și bineînțeles că toți pacienții, aflând prin ce am trecut, mai spunând peste 10 ani, că dacă îi adunăm din nou, nici nu știm, că și în 92 deja eram grav cu pata, deci nu știm, da? E că se poate și am învins și așa și cu un ONG altfel s-au deschis poate și uși, de ce nu, dar și faptul că am altă posibilitate de a ajuta. Și chiar așa și fost. Am mai avut o încercare tot pe Phoenix, eu am zis că ori sunt un fenomen medical și mi-ar părea rău să fi chinuit pe cei din jur, că poate s-a mai întâmplat la cât de rău am fost și mai am destule dăți de acut, din păcate, dar totuși am reușit puțin câte puțin așa să cred că poate nu sunt un fenomen medical, ci pasărea Phoenix. Și de aceea am dat această denumire și reușesc, fac multe acțiuni, am 10 ani de când am înființat, tot 10, acest 10, am peste 10 de proiecte, campanii anual, foarte dezvoltate, aproape toate au 10 ediții, vreau să le dezvolt. Despre ce este vorba, pe scurt? Pe scurt, cancerul de sân, campania se numește Zilele Roz și avem materiale cu autoexaminarea, pot să și arăt dacă da, se permite, așa medicul spune aici cum să ne autoexaminăm. Ziua 7-10 după ciclu e bine ca fiecare și atenție că și bărbații pot face cancer mamar. Facem și ecografii mamare gratuite, se numește screening-ul roz acela. Facem și evenimente pe Facebook prin care medici renumiți încep cu prevenția, explică și pentru pacienți tratamentul și necesitatea urmăririi de după.
Ce alte proiecte mai aveți? Și atunci, la fel ca asta, de zilele roz pe sân, avem foarte dezvoltat și campania Soare fără pete, care și ea se apropie de 10 ediții. Asta chiar are 11 anul acesta. Dar și la... se referă la cancerul de piele? Așa, și acesta se referă la cancerul de piele, se numește Soare fără pete și este la fel ca aceasta, adică are autoexaminare aici, facem totul e gratuit, deci la noi nici nu, de aceea nici nu mai amintesc care însemna la fiecare două, trei fraze să spun gratuit. La noi totul este gratuit, că doar asta este scopul, să sprijinim pacienții cu cancer, că asta avem. Deci scopul este sprijinirea pacienților cu cancer, cu toate tipurile, de toate vârstele și din toată țara, de la bun început. Și atunci, pe toate planurile, că am făcut call center, cum am spus și înainte de a înființa, mă sunau. Acum există navigatorii care au preluat mult. Soare fără pete este, cum spuneam, tot așa, cu autoexaminare, în prim time, da? Cu regula ABCD. Da? Să ne verificăm cum scrie medicul aici, da? Iarăși facem dermatoscopii gratuite, facem în câteva orașe, nu doar în București, și pe litoral, facem pe plajă, acolo vin și se testează foarte mult, avem 1200 și ceva de dermatoscopii gratuite, bineînțeles ne-a umbrit, de aceea nici nu avem 10 ediții, că n-am putut face în pandemie. Că ne-a ținut blocat și așa mai departe. La fel facem eveniment pe Facebook, unde au acces toată lumea, toți, publicul larg. Și medii la fel explică prevenție, tratament, urmărire. Alte, facem grupul Suport Ioana, care are iarăși, pe de-o parte e minunat că ne, practic ne jucăm noi cu culorile, facem mărțișoare, am creat sau de Paște, desenăm, pictăm un ou și de Crăciun acolo am mai diversificat ce am oferit. Am oferit și coronițe de Crăciun, care sunt cele mai apreciate până la urmă, dar am încercat să facem și noi chiar și o expoziție, dar cel mai bine, bine am dat și pachete, un cu pachetul, spre exemplu, avem, în care oferim, începând cu materialele care contează și fiecare are acasă, și chiar am primit mulțumiri că s-au depistat și s-au dus la medic din Puriu. În urma autoexaminării. Da, da. Că asta e un prim screening până la urmă și e la fel, am de mână, e acasă și așa mai departe. La oncopachetul, care și acesta a fost destul de dezvoltat, așa am oferit și vitamine și creme de protecție și medicamentoase ușor, cosmetico-medicamentoase, dar avem și altele, adică un copelerinaj iarăși foarte bine primit. Toate acestea sunt de suflet, toate sunt făcute prin prisma unui pacient, ce-i trebuie lui. Sau iarăși mai avem tot a 10-a, 11-a ediție, nu, a 10-a este anul acesta, ne apropiem de a 11-a, donează și o viață salvează, prin care deja 20 de pacienți au fost ajutați financiar prin atragere de fonduri și le-am oferit să-și cumpere tratamente care nu erau decontate sau mai știu ce, și peste 50% dintre ei chiar și-au salvat viața și trăiesc. Și iarăși foarte important, dar nu am reușit și continui, este acel certificat de handicap, pentru care am militat de la bun început, chiar și înaintea lui, în cadrul altor ONG-uri. Avem și o petiție în acest sens și sunt în demersuri cu organele statului să ne întâlnim la sper eu că vom da curs aceste mese rotunde, în care să îmbunătățim acele criterii. Sunt multe de spus aici, n-are rost, doar că e singura care nu prea e reușită, în rest, nu că mă laud, dar sunt bucuroasă că, spre exemplu, facem vizita pacient-pacient, prin care nu numai că oferim câte ceva pachet sau ceea ce creăm noi la grupul Suport Ioana, ne jucăm cu culorile, facem, desenăm un ou, dar dăm pacienților. Cum vă pot contacta pacienții? La telefonul de pe site www.aminviscancerul.ro
Ne găsesc și în rastelul de la Institutul Oncologic București, sigur, permanent, cu tot ce am prezentat aici, lângă fișier, la parter. Așa, asemenea, cei care sunt în depresie pot să ne contacteze pentru această carte care se numește Oncofonic 10, poveștile învingătorul. Sunt 10 povești frumoase de învingători care încurajează și vor constata că se poate. Este gratuită, doar să ne sune și într-un context anume noi o putem oferi chiar și la medici care consideră că vor să aibă câteva exemplare, o putem oferi, le putem, da, lor le dăm cam cât consideră, ca la rândul dânșilor să ofere. Astea cuprind foarte multe provocări, în principal mă refer acum la 100 de ședințe de chimioterapie, deci pe plan oncologic ați luptat foarte mult. Ce sfaturi pe scurt aveți pentru pacienții oncologici? De ce să țină cont în primul rând în lupta cu cancerul? Da, să fie pozitivi, să nu renunțe chiar dacă e greu la tratament și să urmeze cu exactitate ce li se recomandă, dar și după ce termină tratamentul să nu înceteze cu urmărirea, chiar dacă e scos din sistem, din păcate, la 5 ani și asta este un subiect pe care eu tot îl pun în discuție, pentru că pe de o parte poate recidiva, credeți-mă, și la 5, la 10 și la 20 de ani, sau poate apărea alt cancer. Pentru că știm că au fost decese și la al doilea, la al treilea cancer. Și atunci și la ei este foarte importantă prevenția. Să se monitorizeze și să fie optimiști și pozitivi. Exact. Și să trăiască ziua ca și cum ar fi o simfonie. De extraordinar. Asta pe dumneavoastră v-a ajutat foarte mult. Vă mulțumesc tare mult pentru mărturia dumneavoastră. Eu mulțumesc. Pentru tot ceea ce ne-ați împărtășit astăzi aici. Ați avut o viață de luptă împotriva bolii. Și când spun bolii, mă refer la toate diagnosticele care s-au pus de-a lungul timpului. Și sunt convinsă că ați găsit și momente de bucurie și de fericire de care v-ați agățat și ați putut să mergeți mai departe, pentru că ați avut un psihic foarte tare pentru a depăși aceste provocări mari. 66 de ani în luptă cu boala, că practic de când ați venit pe lume ați avut astfel de provocări. Mulțumesc tare mult, sănătate multă vă doresc și mulțumesc succes în tot ceea ce faceți. Mulțumesc și tuturor telespectatorilor. Vă mulțumesc tare mult! Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi. Noi ne dăm întâlnire data viitoare aici la Oameni și Povești. Numai bine!